Rulo și prietenii lui se pregătesc pentru un meci de fotbal care va decide cine merge mai departe în turneul ținuturilor. Meciul, care va avea loc peste doar câteva zile, nu se anunță foarte greu, pentru că echipa lui Rulo este mult mai bună decât cea a adversarilor. Aceștia din urmă sunt conduși de domnul Buturugă, un om de afaceri din ținut care este și antrenor de fotbal. Domnul Buturugă știe că echipa lui e mai slabă, dar e convins totuși că va câștiga, pentru că are un avantaj. În ziua meciului, Rulo intră pe teren plin de încredere. Domnul Buturugă este în tribună neobișnuit de liniștit. Arbitru este domnul Ascuțit, un om foarte pasionat de fotbal, dar care arbitrează doar ocazional. În timpul săptămânii, el lucrează la o fabrică în care sunt produse mingi de fotbal, fabrica domnului Buturugă. Începe meciul și se vede limpede că echipa lui Rulo este mai bună. Numai că domnul Ascuțit a decis să ajute echipa domnului Buturugă să câștige. Rulo dă un gol, dar arbitrul îl anulează, inventând ca pretext faptul că a fost offside. Meciul merge înainte greu, cu multe faulturi fluierate împotriva echipei lui Rulo. La final, echipa lui Buturugă primește un penalti gratuit care decide finalul partidei pe placul acestuia. Rulo pierde meciul și șansa de a continua în turneu. De ce lucrurile s-au petrecut în felul acesta? Ei bine, domnul Buturugă este patronul arbitrului. Îl poate da afară din fabrica sau oricând. Așa că arbitrul a fost forțat să-i facă pe plac și să-i ajute echipa. Meciul nu a avut un arbitru independent. Ce s-ar fi întâmplat dacă arbitrul, domnul Ascuțit, nu ar fi avut nicio legătură de afaceri cu domnul Buturugă și ar fi arbitrat corect meciul, fără să se teamă că își poate pierde locul de muncă? Cine s-ar fi calificat mai departe la turneu? În ce alte situații din viața noastră credeți că este importantă independența celor care decid cine câștigă sau are dreptate între două sau mai multe persoane?